Anul acesta sunt programate tot felul de concerte, iar pe scenele din România vor urca printre alții Sting, Maluma sau Armin van Buuren. Organizatorii marilor festivaluri și-au anunțat deja o parte dintre artiștii care vor evolua în fața publicului dornic de spectacole, iar multe formații rock sunt pentru prima dată în țara noastră. Sting va cânta pe 15 martie la Cluj-Napoca. Concertul My Song cuprinde cele mai îndrăgite cântece ale artistului, care va urca pe scenă alături de fiul său. În noiembrie, Sting a lansat The Bridge, cel de-al 15-lea album de studio. Melodiile conțin influențe din rock and roll, jazz, muzică simfonică sau folk. I define a hit song when people are whistling it. Like window cleaners or people painting houses or cab drivers, when they're whistling your song, that's a hit. That's a real hit. Concertul Pink Martini, reprogramat din cauza pandemiei, va avea loc pe 9 aprilie la Sala Palatului. Biletele cumpărate pentru concertul amânat rămân valabile pentru show-ul din primăvară. Și Maluma, îndrăgitul artist de origine columbiană, revine la București pe 8 aprilie într-un concert la Romexpo. 2022 va aduce pe scenele din România multe trupe rock, printre care Iron Maiden, Dream Theater, Kiss sau Evanescence. Și artistul britanic Mike Rosenberg, cunoscut sub numele de scenă Passenger, ajunge pentru prima dată la București pe 1 iulie. Tot în iulie, la Romexpo, va concerta trupa britanică Placebo. Armin van Buuren va mixa în București pe 24 septembrie și organizatorii spun că va fi cel mai mare show al DJ-ului olandez de până acum. Și festivaluri celebre ca Neversea, Electric Castle or Summerwell au anunțat deja o parte dintre capetele de afiș. În luna martie, Poiana Brașov va fi animată de un nou festival creat special pentru stațiunea montană, Massive Winter, în timp ce Untold se va desfășura la Cluj între 4 și 7 august. În funcție de evoluția pandemiei, rămâne de văzut cum vor fi organizate toate aceste spectacole, spun cu prudență autoritățile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.